Săptămâna 2-9 aprilie a fost excelentă din punct de vedere a cazărilor turistice în municipiul Deva, gradul de ocupare fiind de aproape 60% pe parcursul întregii săptămâni, iar majoritatea cazărilor au fost de 3-7 nopți, anunță Lucian Stanciu Gorun, președinte al organizației patronale din turism Deva-Hunedoara. În comparație, sejurul mediu în județ se situează la 1-4 nopți, conform INSS. Prima săptămână din luna aprilie, respectiv 2-9 aprilie, a fost o săptămână benefică din punct de vedere a cazărilor din municipiul Deva, nu pentru că ar fi fost un mare sezon turistic, datorită celor două evenimente majore care au avut loc în municipiu, Olimpiada Națională de Tineri și Cupa Cetății la gimnastica aerobică. Genul acesta de evenimente nu face decât să aducă oameni care consumă cazare, turiști în municipiul Deva. Cu cât mai multe asemenea evenimente, cu atât mai mult va crește ocuparea turistică în municipiu și vom fi în stare să creștem și sejurul, perioada de sejur care este extrem de mică.